Capitolul 3. Vindecarea ologului din naștere Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, Uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă l-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană, și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Cuvântarea lui Petru către norod. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: Bărbați israeliți! Pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Isus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat, și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Prin credința în numele Lui Isus, a întărit numele Lui pe omul acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa ca și mai mari voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimiată pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri: Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Isus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale.